Am văzut ce ți-a spus susținătoarea, dar după pauză. Cât e fără un start? Pre 20. Vrei să ne vrei să facem aia? Nu, guri. De ce? Vrei? Sau bine. Să mănânce tot, că nu-mi place când stau tot unul în fond de bucătărie. Bine, iubit, dar știu că asta, dar nu facem noi. Noi suntem noi, treaba noastră, că așa care te bat la rece. Ori la cuptor, în seara sigur se adună pe la cuptor. Acum nu-ți fie nimeni la cuptor, știi de-aia zic. Să fac fiecare ceva. De când a venit Florina și... Cine? Florina. Unde? Păi i-ați spus că a venit la mine și că nu mai... Păi nu are nimic în frigider, păi și eu am mâncat ceva dimineața, nu mai mănânc nici ceva zile. Și nu niciun produs cu asta. Eu nu mai mănânc de ceva zile. Păi și dimineața, nici seara n-am mai mâncat. Păi și de ce nu vă luați mâncare? O să fie fiecare cu bugetul deoparte luat eu. Păi și? Atunci să vă luați fiecare mâncare și să luați asta. Și treaba mea. Nu am treabă cu nimeni. Ce, dacă vreau să spun ceva în căriciorul ăla, trebuie să mă cer cu voi? E problema mea. Nu trebuie să mă cer cu nimeni. Of. Eu săptămâna care vine vreau să poste și să pun tot în căriciorul acolo. Care e problema cuiva? Ceva? Trebuie să dau explicații? Asta e bună. Ei, nu, vă dați seama că nu tace, că mai nervos va fi dacă îi spun. Da. Dar când ați vorbit? Ce? Atunci, măi, când a fost cu puii, când s-au făcut, când s-au adus mâncarea. Păi nu e, nu știu dacă erai tu. Haideți! Eu ce să fac? Dacă n-aveți mâncare, n-aveți. Trebuie să vin și mă întreabă pe mine. Du-te tu și zi să vină că e...
Mă auzi, Daniel? Nu, nu-l aud. Eu nu-l aud. Daniel, gata, acum te aud și eu. Dar bine, să ai weekend frumos. A, corect, și tu muncești, ce bine. Ne întoarcem în platoul Observatorului de data aceasta pentru